Salut! Hei, salutare, sunt Robert de la unsitedemuzica.ro și de data aceasta invitatul meu este Florin. Salut! Cu telefonul, ce bine se vede! Este un concept la noi pe site, se numește selfie video interview. Da, și trebuia să avem și noi. Foarte tare! Da. Ce faci, Florin? Ce să fac? Bine, tocmai m-am întors de la repetiție. Tocmai vin la repetiție. Aha, și ai cântare de seară sau pentru... Nu, ce seară, pauză. Repetăm pentru... Te cunosc de undeva, pentru... concertele de săptămâna asta. Plin de treabă, ai lansat și o piesă. Da, da, din trupa, întâmplare am din întâmplare, din întâmplare am lansat-o. Întâmplare, chiar din întâmplare am lansat-o. Că piesa e de vreo 2 ani jumate. Nu cred. Da, mă, și n-am avut încredere să o scot. Dar ai băgat un pic de dubstep, am văzut, ca să fie de astăzi cumva. Mai degrabă drum and bass. Drum and bass, drum corect. And eu m-am exprimat greșit, mă scuzat, mă rog, mă ierți, Florine, nu mă taxa, te rog frumos, că n-am greșit limba română, doar am greșit stilul muzical. Să te ferească Dumnezeu să greșești ceva. Da, nu, că am fost avertizat și vă străduiesc să nu fac greșeli eu prea multe, că, na, e așa, e el, taxează foarte mult. Da, ne vedem bine, sunt impresionat de lumina asta, o să-mi cumpăr una acasă să-mi fac selfie-uri. Așa, drăguț, da, și eu plănesc. Merge foarte bine piesa, am văzut, într-o săptămână de zile, pentru stilul care este totuși peste 600.000 de vizualizări. Merge, zic că e ok. Bine, sau... Niciodată nu-mi fac planul cu o piesă să spargă sau să intre la radio. Nu. Vreau să scot muzică de care să fiu mândru și peste 10 ani când scriu freestyle pe YouTube, să nu îmi pară rău că am scos o piesă și să mă bucur de tot ce am scos. Ăsta este, de fapt, scopul meu în muzică. Foarte drăguț. Da. Dar povestește-mi atunci dacă ce e atât de veche piesa. Așa. Totuși are 2 ani jumate. Are. Dacă ai scris-o tu și eu. Mesajul era direcționat către cine era? Eu am scris-o într-o noapte după cântare, în 2-3 ore, rănit în orgoliu. Ce s-a întâmplat din întâmplarea în seara aia? Nu, e uite, dacă asculti versurile și le citești din prisma, dintr-o prisma obiectivă, e un băiat care se blamează. Mai rar. Da, dar totuși deci, spui fetei că ea te-a făcut să plângi. Da, adică... într-un mod... Da, da, uite, refrenul este... Vreau să-ți dau tot ce am. Un întreg, nu element. Vreau să-mi dai tot ce ai, doar bucăți. Deci de la ea cumva nu aștept tot. Totul din eu ți ofer tot, tu dăm doar bucățile alea și fac eu. Până se face întregul. Da. Foarte drăguț. Da. Dar uite. Cine a venit cu ideea clipului așa, ușor... cum să-l numesc, dar tu cu săgețile alea da, în spate, e totuși dramatic, o imagine destul de dramatică. Da. Trandafir, eu nu Trandafir, este regizorul. Da, foarte talentat. Foarte talentat. Și oarecum păstrează ca la podul piesei trebuia să fii tu, care tot de mine zic că eram sol, că nu stăteam 5 minute acasă, nici știi, și adică tu piesele tale cumva ți-ai alezi da, mă, părțile mai trebuie să ne plamăm sau... și pe noi, nu? Da. Că tot timpul zic femeile de noi că suntem noi, să zicem și noi de noi. Da, interesant, dar și conceptul ăsta. Da, e. Că de puteți să ne întoarcem în favoarea noastră. Păi da, păi cred că asta e și e o armă de fapt, știi? Că aparent se întâmplă exact. Ceva, dar sunt conștient, tu s-a gândit la altceva. Important este că funcționează, văd că îți merge de minune, da. Cântări aveți cu trupa. Care sunt planurile pe viitorul apropiat? Care sunt planurile? Așa, clasică, dar chiar mă interesează. Planuri? Niciodată nu facem planuri, să știm. Anul ăsta avem de treabă, avem emisiunea, la Te Cunosc, avem momentul, primul moment e al nostru. Am început o nouă emisiune eu, pe care o prezint în fiecare zi, de la 11 la 1. Mă trezesc la 10 în fiecare zi. E prima oară în 30 de ani când am un program fix. Am citit chiar acum când veneam spre interviu cu tine. Am văzut o revistă, iar acolo titlul spunea ceva despre faptul că în emisiunea voastră nu există glume regizate exact, și nici promo. Exact. Nu. Bine, la cum te-am cunoscut deja, nici nu cred că ai nevoie. Sincer. Asta a fost una din primele chestii pe care mi le-au spus cei care m-au ales și m-au dorit la emisiune. Nu vrem o emisiune, știu emisiune la care am văzut eu, invitat fiind, glumă, ha-ha. Nu, n-aș putea vreodată. Nici eu nu te văd. De asta mi se pare o emisiune super naturală. M-am uitat și eu, și rar o fac, m-am uitat și eu am dat un play pe net să văd cum arată o emisiune de 2 ore cu mine și cu Diana Muntean. Și chiar o emisiune naturală, cu greșeli, da, păi, cu greșeli da. Naturale. Cu... Dar oamenii mai și greșesc. Exact. Și cred Florin. Că e foarte mișto să vezi și asta la televizor. Să da, vezi și natural. Eu cred că are nevoie, da, corect. Nu, dacă vine un invitat care nu-mi place să vorbesc, nu vorbesc. Ce tare, dacă... ce-s cu Diana, Diana da, exact așa se întâmplă. Nu cred, stau ce tare. Da. Și
dacă e sincer, întotdeauna, eu zic că sinceritatea vinde, urăsc cuvântul. Păi vinde. Nu, dar acum să știi că autenticitatea este cea exact. Care vinde și oamenii exact. S-au prins că plasticul nu mai funcționează și că e nevoie de oameni ca tine, ca și mine, cum place să mă consider sinceri, cu defecte, pentru că asta este foarte uman. Nimeni nu-i așa. Da. Și ce decât tari. Să încerci să te machezi sau să îți ascunzi toate defectele, ca mai târziu cineva să descopere că nu ești ăla pe care l-a făcut eu una falsă. Mai bine să-ți etalezi tot și cine te place, te place și cu plusuri și cu minus. Corect. Și măcar după aia nu mai ai nicio fel de asta mi-a plăcut totdeauna și asta le zic și tuturor până de care mă iau, că ai zis tu, greșele gramatica. Sunt hater, da. Cine mă place, mă place pentru chestia și nu poate să mă acuze nimeni că încerc să nu ar da în fel decât cum să. Ești dacă îți place, ok. Dacă nu, n-am nici cea mai mică problemă. Nu mă voi schimba oricum. Foarte bine faci. Da. Mai am o singură curiozitate. Mm. Care ar fi motivele pentru care tu nu ai vrea să vorbești cu un invitat? Dacă vrei să-mi răspunzi. Da, îți și dau exemple dacă vrei, n-am nicio problemă. Sunt unii invitați care nu sunt pe placul tău. Cunosc foarte multă lumea cu internetul ăsta, îi știi cam bătă, știi? Mm-hmm. Și știi și dacă n-ai avut ce tangență niciodată cu el, poate ai văzut o postare, poate ai văzut o piesă, poate... Într-o postare sau o piesă poți să deduci foarte multe despre omul și artistul respectiv. Da? Și sunt selective. Bine, nu o să se vadă niciodată, sunt destul de diplomat încât să pot să fiu un moderator. Ok. Da. Dar niciodată nu o să pot să-i spun cuiva care a cântat o piesă care probabil nu mi-a plăcut. Ce piesă beton ai avut! Da, normal, corect. Asta înseamnă că e subiectiv și sincer în același timp și, diplomația... Și o trec prin filtrul personal. Da, corect. Da, da, mi-a plăcut interviul ăsta. Bă, ce bine arată imaginea, nu vine să cred. Da, e bine că șochez pe toată lumea cu imaginea, dar și nici mama ceată, poate să arăși pereche. Da, e frumos, avem un nu filtru special. Nu sunt perfectă, nici nu vreau, nici nu pot. Mulțumesc foarte mult, Florine, că ai stat de vorbă cu mine, iar dacă voi sunteți din întâmplare pe YouTube, s-ar putea să vreți să dați și un click la noua piesă Freestate din întâmplare. Avem și Facebook, dacă vreți să intrați pe Facebook nostru, vă așteptăm cu drag. Freestay? Pur și simplu, da. Deci intrați pe pagina de Facebook Freestay ca să vedeți ce se întâmplă cu Freestay Official. Aveți sau nu aveți Official? Da, e cu Official, dacă dai Freestay. Ah, da, da, aia n-am vrut să zic, pentru că e cu Official. Deci, dacă vreți să căutați pe băieți, intrați pe Freestay Official ca să vedeți ce se mai întâmplă cu ei. Iar noi ne vedem data viitoare, să vedem cu cine. Pa, pa, pa!